Ei, și vă spuneam de nevoi și dorințe, da? Aici, la nevoi și dorințe, avem și, dacă ați auzit, de factorul AT, ce înseamnă? Vă spuneam că, da? Presupun că dacă ceva, că pornim de la faptul că mulți oameni rosesc bani pe, cum să zic, cafele de la tot felul de cafenele, poate că dacă le-ar economise cei bani, poate că dacă și-ar face singur cafeaua, poate că ar economisi bani, mă gândesc. Exact. Haideți să vă spun o poveste aici. Se spune întotdeauna că noi aveam birou și îl avem încă pe o stradă din centrul Clujului și lângă noi, bineînțeles că s-a deschis un punct de cafea și ne duceam în fiecare zi și ne cumpăram de la cât eram în birou, câte o cafea, da? Cât era o cafea? 8 lei, 10 lei, 12 lei. După ce am început să facem educație financiară, am zis ce ar fi, de fapt, să ne facem noi cafeaua ca să putem să facem ceva economii. Și, într-adevăr, acei 5 lei zilnic pe care reușeam să economisim, am început să-i punem deoparte. Și puneam împreună și ne luam și ne făceam noi cafeaua. Deci am reușit ca să ne economisim făcându-ne noi singuri cafeaua. Bun. Acesta este contul meu. În momentul în care intrați pe școala de bani.ro, ca să vă faceți un cont, aveți două variante. Fie vă logați direct cu Facebook sau cu Google, fie vă faceți un cont în care vă scrieți numele, prenumele, adresa de e-mail și o parolă. Când intrați pe școala de bani, o să vedeți acest, așa arată jurnalul vostru financiar. Dacă dați click aici, vă arată practic tot dashboard-ul. Și aveți o secțiune de despre tine, dacă doriți să completați detalii despre voi, una de obiective. Aici la valoare netă, în general, este pentru cei care deja câștigă niște bani și ne arată cum putem să vedem averea noastră totală, adică toate lucrurile pe care le deținem. La venituri și cheltuieli, o să vă arăt acum, dacă dați click, puteți să vă treceți veniturile, cheltuielile, numai puțin că eu sunt aici în... Așa, să mă mut. Așa, dacă treceți, de exemplu, dați aici adaugă un câmp, puteți să vă puneți bursă de studii. Nu e cazul de prime la voi, dar puteți să dați aici pe buton și să scrieți bani de la părinți, de buzunar. Sau am un job de vară, sau orice alte venituri aveți voi. Astfel încât să puteți să aveți o imagine de ansamblu, să zic, în fiecare lună puteți să intrați și să vă completați cheltuielile și veniturile din luna respectivă. De ce trebuie să faceți asta? Pentru că doar altfel puteți să vedeți dacă obiectivele voastre sunt realizabile. Și să vă dau un pic pe obiectivele mele, să vedeți că eu am pus în mod intenționat niște obiective. Bun, să zicem că îmi propun economic ca să devin independent financiar. La un moment dat cineva dintre voi chiar a zis asta, că vrea să fie independent și să-și înceapă o afacere. Planul meu de economisire este ăsta, să-mi strâng atâția bani în următoarele 6 luni asta. În funcție de câți bani ai nevoie și în cât timp vrei să se întâmple, tu vezi cam câți bani trebuie să pui în fiecare lună deoparte. Dacă vreau să strâng 500 de lei în 12 luni, pun o anumită sumă. Dacă vreau să strâng 5.000 de lei în 12 luni, cu siguranță suma e mai mare. De ce vă ajută acest tool? Este pentru că în funcție de suma pe care vă propuneți și obiectivul vostru, dacă voi completați în fiecare lună în instrument, el o să vă arate. Te-ai apropiat de obiectivul tău cu X% sau te-ai îndepărtat de obiectiv, că ai rămas tot acolo, ești la 0% sau la 1%. Ce vreau să vă încurajez este să încercați să faceți asta măcar 3 luni ca să vă dați seama pe ce se duc banii voștri de buzunar sau banii pe care îi primiți de la părinți sau, nu știu, când e ziua voastră sau poate că lucrați, poate aveți anumite joburi sau sunteți implicați în anumite proiecte sau luați burse sau mai știu eu ce alte surse de venit. Iar genul acesta de tool vă ajută practic să vă puneți niște obiective și să puteți să le și urmăriți. Pentru că la un moment dat o să primiți notificări pe telefon sau o să primiți e-mail-uri în care vi se spune: hei, vezi că ți-ai propus să strângi 2000 de lei până la finalul anului și încă nu ți-ai completat. Ai nevoie de niște sfaturi și ți se propun inclusiv niște sfaturi foarte practice pe site-ul nostru pe care le poți urma astfel încât să te apropii un pic de obiectivele tale. Bun. Și cam așa, jurnalul financiar, aici o să vedeți că eu n-am completat, dar dacă aș fi completat aici în martie-aprilie, mi-ar fi arătat care e diferența, dacă am veniturile mai mari și cheltuielile mai mici sau invers. Veniturile erau puse cu o culoare, cheltuielile cu altă culoare. Și în funcție de ce treceam acolo și de cât de responsabilă financiar eram, vedeam foarte clar cu niște culori dacă sunt responsabile, dacă sunt pe plus sau pe minus.